dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem ce credem noi că va face Bitcoinul astăzi. Astăzi, ținând cont că este duminică, este o zi foarte importantă pentru că o să închidem lumânarea pe weekly, ceea ce înseamnă că sunt șanse să mergem să mai testăm, fie să mai coborâm, fie să alegem să urcăm. Dar înainte de asta, momentan arată foarte bine. De cele mai multe ori, EMA 20 a fost suport și a fost tot timpul cam respectat. În momentul de față a urcat, l-a luat iar suport și vedem dacă îl ține. Da, foarte important. Pe daily observăm clar, da, că s-a oprit pe EMA 55. Tot stă pe ea. Avem o lumânare de creștere, o lumânare bullish, da? Și aici se pare că avem un doji. Foarte important să vedem cum se închide. Până diseară e posibil să închidă până la 45.900. Ia să vedem ce avem noi la 45.900. 45.900, avem prima EMA 20 pe 4 ore. După cum vedeți, nu a rupt niciuna în momentul de față. Pe 4 ore, ba chiar mergem din ce în ce mai jos. Volum nu intră deloc, da? Avem mai multe lunări roșii decât verzi. Momentan, mergem pe 2 ore. Pe 2 ore la fel, până nu rupem cel puțin EMA 20, să mergem să testăm pe următoarea la 45.900, nu avem nicio șansă. Pe oră la fel, n-am rupt nimic. Indicatorii nu arată prea bine pe niciun time frame, absolut pe niciunul, dar eu zic că ar fi o consolidare, dar mare grijă, da? Atâta timp când nu hotărăște să plece de aici, vă zic că sunt șanse din ce în ce mai mari să mai testăm o dată 0.3 Fibonacci, 0.2.3 Fibonacci, da? Foarte mari șanse. Tocmai de asta trebuie să fiți tot timpul precauți, da? Precauți. Bun, acum avem câteva monede câștigătoare. De exemplu, e-gold-ul. Mă sunase cineva ieri să-mi spună ce facem cu e-gold-ul, că nu să... care o corecție, da? Cred că omul intrase pe aici pe undeva și a fost un fake, a avut o consolidare, practic s-a întors încă o dată la suportul ăsta puternic de 224, da? Și azi noapte a hotărât să plece. Două secunde. Tot timpul trebuie să înțelegeți, da, că orice monedă, atâta timp cât are volum și interes să crească, n-are importanță nimic. Ea respectă tot. Două secunde. Da, deci trebuie să înțelegeți că respectă absolut tot. Dar trebuie să aveți grijă la tipar. De exemplu, ieri, bineînțeles, s-a întâmplat azi noapte la ce oră? La 3, da. Toată lumea dormea la ore, adică decât cei de la Antorric au mai băgat ăștia o reclamă și au vândut. Da, deci trebuie să înțelegeți că tiparul este cel mai important. Nu contează ce credem noi. Care este motivul de ce urcă o monedă. Pur și simplu, a creat aici un triunghi, se vede clar, un triunghi descendent, dar totuși l-a rupt. Da? Suport, rezistență, a rupt, a mai testat odată, de două ori suportul și a plecat. Acum, practic, avem un canal. M-a întrebat cineva ieri de unde luăm paralel channel. A doua, intrăm în TradingView, a doua rubrică, paralel channel, da? Și luăm frumos de aici
și stăm ceva de genul. Și avem așa. Suport, rezistență, rezistență, suport și rezistență intermediară, suport, suport, suport. Dacă ține trendul ăsta, o să urce iarăși mai departe. Ia uitați ce frumos arată. Da, arată ca și cum ar vrea. Targetul lui este 1, da, la 265, apoi 347. 1,6 Fibonacci, apoi 2,6,1 Fibonacci, 479, și apoi 3,6,1 Fibonacci, 611. Astea sunt targeturile, că preatinge într-o zi, într-o lună sau într-un an, el știe. Dar partea foarte interesantă este că aici s-a vândut foarte mult, vedeți? Cineva s-a cam prins și a ieșit din piață. Și totuși prețul este manipulat să urce. Da? Bun, mergem mai departe. I-ați mai cerut AVAX, da? 6 monedă cu potențial. A avut haiul aici, vârful 54. La 10 dolari s-a dus racheta. A avut o corecție. Ia să vedem aici unde vrea să duc asta. Are potențial să ducă frumos. Bine, e o rezistență foarte puternică la 0,61 Fibonacci aici, la 62. Dacă îl rupe și îl ține suport pe ăsta, se pare că a intrat foarte mult volum. Sunt șanse foarte mari să meargă să testeze 100 de dolari. Scuze, 112, 1, 6, 1 Fibonacci. Da? Dar, bineînțeles, răbdare. LRC-ul, la fel. A avut o corecție foarte, foarte, foarte mare, dar se pare că vrea să revină în forță. O rezistență foarte puternică are la 0,6,1 Fibonacci. Da? Bun, nu mai știu, mi-ați mai cerut să analizez Alice, în țara minunilor. Alice se pare că se ține cot la cot cu Bitcoin, ce face Bitcoin nu face și ei. Da. Alice, în țara minunilor. Da. Bun, așa arată pe un time frame mai mare, pe 4 ore, dar până nu pleacă de aici, în tiparul ăsta, n-are nicio șansă. Da? Clar. Nicio șansă. Sau putem, da, să creăm și un tipar ceva de genul, un symmetrical triangle. Așa avem suport, suport, rezistență. Da? Și aștepta să rupă într-o direcție. Contează foarte mult, părerea mea, ce face Bitcoin, adică orice monedă, chiar dacă a plecat, sunt manipulate să urce, da? Inclusiv e-gold-ul, dar dacă BTC-ul acum vine și are o corecție, trage tot după el, da? Bun, în principiu cam atât. Aveți o zi minunată, baftă și Doamne ajută!